oxigenoterapia hiperbară și longevitatea. De când a apărut această formă de tratament, de-a lungul timpului, datorită efectului antiinflamator care a fost dovedit clinic, a fost postulată ideea că oxigenoterapia hiperbară are un efect în prevenirea și tratarea îmbătrânirii. În acest mod, foarte multe celebrități de-a lungul timpului au folosit oxigenoterapia hiperbară în scopuri de anti-aging, inclusiv Michael Jackson, fiind unul dintre cei mai cunoscuți. În 2020 a fost efectuat în Israel primul studiu clinic care a urmărit eficacitatea terapiei hiperbare în procesul de anti-aging. Astfel a fost dovedit că, în urma unui protocol terapeutic de 60 de ședințe, capetele telomerilor cromosomiali ai pacienților au crescut cu 30%. Telomerii cromosomiali sunt o structură la capătul acestora care determină viabilitatea cromozomului. În momentul în care telomerul se termină, atunci cromozomul nu mai poate să își desfășoare activitatea. Și, practic, este ca un contor care arată viabilitatea telomerilor. Prin oxigenoterapie hiperbară s-a dovedit că acest telomer cresc cu până la 30% în urma unui tratament adecvat. Așa că oxigenoterapia hiperbară este dovedit clinic că are un efect anti-aging și poate fi folosită de oricine dorește.